Ardei gras, roșii, vinete, varză, gogoșar, castraveți sunt doar câteva dintre răsadurile pe care le întâlnim pe tarabele din piața agroalimentară din oraș. După 15 ianuarie, comercianții au început semănatul în spații protejate pentru tomate, ardei, vinete. Puțin mai târziu, începând cu 1 februarie, s-au semănat castraveții, chiar și pepenii, care se plantează apoi în spații protejate. În aprilie, se înființează culturile în solarii cu răsaduri semănate în ianuarie, iar în câmp se plantează în mai răsaduri semănate mai târziu, în prima decadă a lunii martie. Vremea rece din această primăvară a întârziat plantarea lor în câmp, de aceea cumpărătorii nu se prea înghesuie să cumpere. Din ce zonă sunteți? De la Barță Teguci. Când ați semănat pentru a obține răsadurile? O parte în decembrie, o parte în ianuarie. O parte în ianuarie. Cum e vremea? E cam întârziată pentru ele, nu? Cel puțin cu anul trecut, pe timpul ăsta, aveam terminat la jumătate răsadul. Acum nici 5%. Ați avut pierdere anul ăsta? Pierderi puțin, nu putem să spunem. Dar vânzările cum merg? Foarte prost. De ce? Din cauza vremii. Cum vi se par prețurile la răsaduri? Foarte scumpi. Foarte scumpe? Da. Totuși, un fir de praj, 40 de bani. Ați plantat? N-am plantat, am vreau să cumpăr. Asta e prețul, este prețul. Ar să mai lese, mai târziu, probabil. Am exagerat. Da? Legumele, cum vi se par? Și la legume și la flori. Ați pentru... plantat? Nu, încă nu, cu vremea asta. Pentru că este foarte rece și dăunează. Față de salar, scumpe. Dar nu știu cum se erau pe vremea aceasta. Era 50 de bani, 60 de bani. Și acum văd acum... că sunt la un leu. E la un leu. Mai multe, nu? Pensiile sunt mici. Acolo. Ce să facem? Ați plantat ceva în grădină sau de acum plantați? De acum. E, totuși a fost frig, nu? E rece și acum, deocamdată e rece. Ați plantat până acum? Da, am plantat. Am cumpărat din astea la cutii. Da. Și merg foarte bine. Și acum s-au oprit un pic ploile. A fost frig până acum? A fost frig. Frig tare. A căzut un pic de brum la așa. Da, noi la țară ne place să ne distrăm cu... roșii, ardei, legul cu micultură. Sigur că da. Plantați și în solarii? Nu. Protejat? Doar nu, liber, nu, da? Nu, doar liber, că acolo la solarii trebuie ocupație. Pentru anul acesta, vremea cum a fost anul acesta? A fost bine până acum, a fost ploile este prea multe. Dar noi ne-am rugat... Și temperaturile scăzute totuși. Și temperaturile. Noi ne-am rugat foarte mult să... ploaie. Și Dumnezeu ne-a dat ploaie.